Bine v-am găsit și la mulți ani, dragii noștri, suntem bucuroși să ne reîntâlnim sub acest generic jurnal de credință. Și pentru că suntem la început de an, v-am pregătit o poveste de început de drum, început de drum creștin în viața unui tânăr. Se numește Aurel Vasile Vișoran, este elev în Sighetul Marmației. Este însoțit de pastorul său, Adrian Dorgo, și astăzi le spun bine ați venit la jurnal de credință. Bine v-am găsit. Mulțumim. A fost ceva drum, nu-i așa, pentru a ajunge aici la jurnal de credință? Câte ore se fac de la Sighetul Marmației? 9 ore. 9 ore. 9 ore. 700 de kilometri și 100 de metri. 700 de kilometri și 100 de metri. Și asta pentru că spune o poveste despre Dumnezeu, despre o viață care se schimbă sub privirea prietenilor unei biserici și asupra privirii unui pastor care a ajutat această transformare. Dar haide să deslușim această enigma debutului de misiune, în care de obicei în introducere nu spui chiar totul. Cu toate acestea, este momentul cel mai potrivit să vorbim despre tine în mod deosebit, Aurel. Tu ești personajul principal, tu ești povestea de astăzi de la Jurnal de Credință. Provii dintr-o familie greco-catolică. Tatăl tău este preot. Mai ai cinci frați mai mari. Ai crescut într-o familie iubitoare de Dumnezeu, iubitoare de oameni, slujitoare. Astăzi ești la Jurnal de Credință pentru că povestea ta s-a rescris în unele aspecte. Iar motivul pentru care suntem împreună cu pastorul bisericii din Sighetul Marmației are și aici, nu, o explicație. Care ar fi explicația, dincolo de prietenia care am înțeles că s-a închegat? Da, de un timp încoace suntem nedespărțiți. De un timp încoace, cam de cât timp? Din martie? Din martie, da. Din martie, deci da. Din martie. Da, pandemia ne-a strâns. Pandemia... Da, a fost un context favorabil pentru noi să dezvoltăm o relație frumoasă de prietenie și dincolo de relația de prietenie... Sunt aici ca să certific un devotament, o dedicare a unui tânăr, cum, fără să exagerez, n-am mai văzut până acum. Hai să începem povestea asta. De unde începem povestea ta, Aurel? Povestea mea începe din februarie, când... Din februarie anul trecut. Februarie anul trecut, da. Am avut tangență cu cineva din biserică și am acceptat să mă duc la o întâlnire de tineret la biserică. Intrând în biserică, un pic așa speriat să văd ce e acolo, nu mai călcasem într-o biserică adventistă. Niciodată. Fusesem pe la ortodox, pe la luterani, fusesem prin multe biserici. Și dar cel mai mult în biserica... Biserica care e la mine în curte, până la urmă, pentru că fiind fiul de preot greco-catolic, casa mie e într-o curte cu biserica. Intrând în biserică, am ajuns să văd o biserică plină, sute de persoane adunate la un loc. Bineînțeles, nu era acest context de pandemie. Oamenii erau strânși legați unii de alții, de-abia mai găseai loc să intri în biserică. Și intrând am văzut un altar, gândeam eu, un amvon, după terminologia nouă adaptată. Și am văzut o persoană acolo, era Adi, care se ocupa ca oamenii să aibă loc să stea jos. Spunea, vă rugăm să faceți loc ca oamenii să poată să stea și pe scări, să se facă locuri, ca era biserica arhiplină. Pastorul Cristian Dorgo, vărul lui Adi, și pastorul Doru Paraștineț, da. Și a început un program foarte interesant, adaptat pentru tineret, cu un mini concurs de citate din Biblie, cu întrebări puse. Era un anumit eveniment, de ce era atât de plină biserica? Nu că nu ar trebui să fie. A fost o întâlnire de tineret pe județul Maramureș,
Am derulat în timpul anului întâlniri de tineret în fiecare județ. În Maramureș sunt mulți tineri și în felul ăsta s-a umplut biserica din Sighetul Mărmației, care e o biserică mare, s-a umplut de tineri. Și o anumită tematică, un anumit format al programului, spunea, da. Spunea Aurel ceva de concurs biblic. Da, au fost momente de închinare menite să fie relevante pentru tineri. Lansare de proiecte, de programe. Știu că prima luare de cuvânt a lui Aurel în Biserica Adventistă a fost la o întrebare de la studiul biblic pe care îl țineam eu și a răspuns la o întrebare legată de implicarea creștinilor în politică. Atunci a spart gheața, a dat un răspuns bun, după care a fost prima discuție pe care el a inițiat-o cu mine, încercând să vadă cum poate fi un om creștin, devotat, autentic, dedicat și țării lui în același timp. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Deci ai intrat la acest program de tineret, ai văzut așa topica, cam cum se întâmplă lucrurile. Ce s-a mai întâmplat mai departe? Eram curios să văd, pe lângă predicile care au fost, și, așa, să văd mai exact cum gândesc oamenii din biserică. De aceea i-am abordat și pe fratele pastor Adi și pe pastorul Cristian. I-am abordat încercând să văd din predicile lor mai adânc care e motivația sau care e mentalitatea care a condus la anumite afirmații și ajungând să văd că sunt într-adevăr niște persoane cu principii morale solide, cu frică de Dumnezeu, pe care într-adevăr îi interesează ceea ce se întâmplă și pe plan de țară și pe plan de comunitate și de biserică. Așadar, care era interesul tău în momentul în care erai acolo? Care a fost, să zicem, prima întrebare pe care ți-a stârnit interes și ai fi vrut să o pui și până la urmă ai pus-o și ai primit un răspuns care te-a determinat să mergi apoi mai departe și mai departe? Mai ți-aduce aminte? Au fost o serie întreagă de întrebări care care m-au motivat prima dată din discuțiile de la biserică, dar o întrebare, pot să spun, critică pentru parcursul meu a fost în luna martie, când mai discutasem cu fratele Adi la telefon și i-am mai pus întrebări, mi-a răspuns, a fost foarte deschis din prima, bineînțeles, e și tânăr, e apropiat de vârstă cu mine și am văzut că este cu cine să discut. Și a ajuns o perioadă din viața mea în care să fiu plin de frământări și plin de probleme și am zis că să încerc. Mă duc să-l întreb, să văd cum se gândește, cum gândește lucrurile. Așa că am ales să-i pun o întrebare capcană oarecum. Care a fost acea întrebare capcană? A fost întrebarea, trebuie să devin adventist? Și am pus accentul pe trebuie. Din întrebarea asta puteau să fie două răspunsuri, putea să fie da sau nu. Dacă răspunsul era da, îmi dădeam seama de două lucruri. Primul, faptul că Adi ar fi interesat doar de a avea oameni în biserică. Nu contează starea lor, nu contează problemele lor, conta oamenii în biserică. Și dacă răspunsul era da, mai implica și al doilea lucru, faptul că în biserica adventistă se vede oarecum pe ea deasupra celorlalți și că trebuie să devii adventist, că altfel nu ajungi nicăieri. Wow. Ei, răspunsul a fost nu. A fost nu? A fost nu. Așa a spus un pastor. Așa a spus un pastor. Așa a spus un pastor. Hai că suntem curioși deja. A spus un nu. Dacă spunea da, nu mai continuam discuția.
Simțeam că pur și simplu nu pot să-i acord acea încredere pe care trebuie să-i acord. Dar ce a fost în mintea ta când ai vrut cu adevărat să pui dincolo de testele acestea? Era chiar un interes real sau pur și simplu ai vrut să testezi pe pastor, biserica? A fost un interes real să văd biserica, să văd ceea ce crede biserica, ceea ce cred oamenii din biserică, cum văd oamenii problemele legate de mântuire, problemele legate de unde trebuie să fii, ceea ce trebuie să știi, ceea ce trebuie să respecti. Și prin întrebarea asta, oarecum, setam o bază foarte importantă. Hai să vedem ce a însemnat răspunsul acesta pentru tine, Adrian Dorgo. Da. Ca pastor, să primești o întrebare atât de deschisă, directă, doar la două luni de la întâlnirea cu Paurel. Între timp, biserica s-a închis din cauza pandemiei și desfășuram programe doar online. Când am ajuns la biserică, Aurel, foarte elegant, cum o să-l întâlnească lumea oricând, pe stradă, la masă, e așa cum îl vedeți acum, l-am văzut în fața bisericii. Ce faci aici? Am venit la slujbă. Și după slujbă, dacă vrei, două întrebări. Ba, cum să nu? Nu mă așteptam la întrebarea asta. N-am mai auzit-o până acum. M-a lovit așa, din plin. Trebuie să fiu adventist. Cumva, reacția imediată ar fi fost să spun da. Ar trebui. Am stat puțin și m-am gândit și am cerut un pic de timp. I-am zis, lasă-mă să gândesc un răspuns să fie corect și conform convingerilor mele și conform așteptărilor tale. Și atunci, calculând în mintea mea profunzimea întrebării, am spus atunci și am repetat de atunci până astăzi și pot să spun oricui. Nu trebuie să fii adventist ca să fii mântuit. Ulterior, pentru că are o familie remarcabilă, cu gândul am intuit eu la bunicul lui, care a fost un martir al credinței în închisorile comuniste, m-a întrebat, bun, ce se întâmplă cu cei care n-au fost adventiști, dar au fost niște credincioși devotați, credincioși care au sacrificat, care au fost martirizați pentru Dumnezeu. Eu m-am gândit la ideea asta înainte de a-i da un răspuns. Cumva să-l ajute să fie și corect în același timp. Și rămân la răspunsul de atunci. Nu trebuie să te botezi și în biserica adventistă. Este și corect, așa este. Da. Este și corect. Haideți să vedem mai departe ce s-a întâmplat, Aurel. Așadar, s-a deschis poarta inimii tale. Deci, clar, pot să fac următorii pași. Care au fost următorii pași? Ce s-a întâmplat în mintea ta? Ce a urmat? Odată ce am văzut că pe românește este cu cine este cu cine vorbi, l-am întrebat pe Adi și am zis ok, dăm ceva ce să citesc. Și a zis, ia Biblia. Și am zis, atât? Să citesc Biblia? Nu, nicio indicație, nicio carte, nici nimic pe lângă. Dă-mi un studiu, ceva, o argumentare, o analiză, după ce să mă ghidezi. Zice, ia și citește. Și am zis, ok. Evangheliile. Am început să citesc și zic, măi, sunt evangheliile. Totuși, dacă nu le-am auzit de 1000 de ori, cuvânt cu cuvânt, le-am citit de sute de ori, fiindcă eu mai citeam la biserică. Ce? Ce din Evanghelii? Sau măcar dacă dăm un subiect, pentru că așa, în general, putem povesti până mâine dimineață. Și atunci, într-adevăr, am început să studiem sistematizat. Cred că am început cu Iov. El m-a sunat după două zile și mi-a zis, Adi, am impresia că mă menajezi. Vreau să vorbești așa... Având în vedere că sunt un om matur, interesat și el mi-a propus, vreau să discutăm despre problema sufletului, a nemuririi, despre ziua de odihnă, despre profeție, vreau să fie hrană tare. Și atunci
am zis, hai să începem cu Iov. Acolo găsim multe concepte de bază ale credinței și am început cartea Iov, apoi toate nepotrivirile de viziune creștină la îndemnul lui le-am abordat. Hai să facem o simulare. Da? Deci haide să luăm câteva nepotriviri de genul acesta. Care a fost, să zicem, prima nepotrivire și cum ați soluționat-o? Prima... Hai să facem o simulare a discuției. Prima... Să întoarcem timpul prima înapoi. Eram... putem să o datăm chiar înainte să începem cu întrebarea critică. Am avut o discuție la telefon. Ceva de bază din credința mea ce mă frământa în momentul respectiv era nemurirea sufletului. Odată cu nemurirea sufletului, ca și doctrină integrată în sistemul de gândire, ajungi departe. Cultul sfinților, ajungi în rai, iad și bineînțeles că ceea ce susține biserica e contrariu. Și sunt pe Adi. Înainte și... de, a te întâlni, de a te frământa subiectul acesta, să zicem, înainte de februarie, aveai o problemă cu cultul... Nu, niciun caz, nu. Nu, nu mă interesa. Nu te interesa. Nu mă interesa Bun. Nici ce crede biserica, nu mă interesa absolut nimic. Odată ce am ajuns să văd că oamenii din biserică sunt într-adevăr o familie, sunt frați și surori, și pastorul e frate, nu e... ne uităm la el de jos și el e sus... am zis, ok, să văd ce se gândește, ce se promovează. Și ca și argument, ca și ceva să-mi aprofundeze ideea, întrebarea a fost legată despre Iisus. Și l-am sunat pe Adi și am zis, Adi, uite, mai întrebasem pe cineva, nu-mi deduse un răspuns satisfăcător și am întrebat pe Adi, dacă sufletul e muritor, ce a făcut Iisus în cele 3 zile când a fost mort? În doctrina nemuririi sufletului se percepe faptul că Iisus merge în locuința morților, îi scoate pe neprihăniții în Vechiul Testament și îi duce în rai. Și zic, totuși, dacă Iisus nu a făcut acest lucru, ba chiar a stat în mormânt, ce s-a întâmplat cu natura lui dumnezească? Ca și Dumnezeu nu a murit, n-a murit niciodată și nici nu va muri. Ca și om, da. Și zic, ce era acolo? Okay. Eu îmi pregăteam o predică atunci, m-a sunat, nu mă așteptam la întrebarea asta. M-a lovit și... am rămas încremenit. Atunci l-am întrebat, vrei un răspuns la suprafață, rapid, sau vrei unul profund, semnificativ? Nu mă interesează la suprafață. Atunci dăm timp. Nu simțea, pot. Simțeai miza. Da. Că depinde nu pot da de răspunsul acolo unde percepția lui. Așteptările sunt mari. I-am cerut timp. Cumva am vrut să-i arăt prin asta că mă preocupă întrebarea lui și mă preocupă felul în care eu o să mă raportez la întrebarea lui, ce răspuns o să-i dau. Și după câteva ceasuri în care mi-am oprit activitatea și m-am adâncit în subiect, am continuat discuția din cauza că a folosit un alt limbaj față de cel convențional, religios. E tânăr, face parte dintr-o generație care vorbește altfel, crede altfel, întreabă direct, așteaptă răspunsuri pe măsură. Nu puteam să-i dau un răspuns convențional, bisericesc. Asta e, crezi bine, nu crezi, n-am ce să-ți fac. Și m-am întrebuințat cât am putut din toate sursele pe care le-am găsit să-i ofer un răspuns care să facă față frământărilor și preocupărilor lui. Haideți să vedem care a fost răspunsul. Îți amintești? Acum. Care a fost răspunsul și dacă te-a mulțumit? Răspunsul lui Adi a fost unul sincer.
Spunem, ce a făcut efectiv Iisus, nu știu dacă este cineva pe pământul ăsta care să poată să spună. Nu, e ceva de domeniul unei teologii pe care o vom studia atunci când vom fi sus. Vom fi la alt rang, sus din punct de vedere al cunoștințelor. Dar când venea vorba despre efectiv despre dacă Dumnezeu, dacă Iisus a murit, ce a făcut, este mai e sau nu Dumnezeu? Mai e sau nu Dumnezeu, dacă considerăm că a murit, a spus clar, partea omenească din Iisus a murit, dar partea dumnezească nu a dispărut. Ce a făcut ea în sinea ei, efectiv nu putem discerne. A răspuns corect, pastore. O completare, nu știu, să analizeze profesorii și teologii, eu sunt pastor, sunt la firul ierbii, probabil n-am acuratețea academică, teologică, însă i-am spus un lucru și dincolo de asta, oricât am încercat să mă zbat, n-am reușit să merg, Iisus Hristos a fost o persoană, natură umană, natură divină, împletite. Iisus Hristos a murit. Persoana Iisus Hristos a stat pe cruce. Dacă ar fi stat un om, n-ar fi fost de ajuns ca să primim mântuirea. Dacă ar fi stat Dumnezeu, n-am fi avut un argument că se poate trăi și suporta lupta credinței. Din cauza asta a fost o îmbinare de dumnezeire și umanitate acolo, în persoana lui Iisus Hristos, care e unică. Nu s-a născut nimeni ca El. Nu l-a copiat nimeni. Nu a existat nicio replică. În felul ăsta, persoana lui Iisus Hristos a fost pe cruce. Iată, mai că mult avem de aici, și ideea completă. Gata, ce mai? Ne-am lămurit. Te-a lămurit, probabil. Da. Da, a fost o discuție largă legat de sufletele după care s-a coborât în adâncuri să le vestească Evanghelia, sufletele din timpul lui Noe. Acolo e un context foarte complex, teologic, pe care l-am lămurit. Și odată lămurit lucrul ăsta, discuția a mers mai departe. Cu ce a mers mai departe și înainte de a vedea ce a mers mai departe, ce face un adevăr odată înțeles, ce a făcut în cazul tău? Fiind un adevăr înțeles. Fiind un adevăr într-adevăr te-a liniștit, ba dimpotrivă, te-a tulburat, te-a înfuriat. M-a liniștit. Te-a liniștit. M-a liniștit. Un adevăr odată cunoscut nu e un adevăr dacă nu se aduce pace. O adevăr odată cunoscut, bineînțeles, a produs multe schimbări în cum gândeam lucrurile. Bineînțeles, implica să studiez foarte mult pentru a-mi schimba punctul de vedere pe o grămadă de subiecte, pentru că nemurirea sufletului este baza credințelor tradiționale în general. Odată ce am schimbat asta odată ce am cunoscut adevărul, într-adevăr chiar nu numai că am fost liniștit, ci am fost motivat să caut și mai mult. Ce ai căutat mai departe? Mai continuăm această simulare pe care încercăm să o facem, să o refacem? Mai departe a fost subiectul zilei de închinare. Aici ce argumente aveai, ce neliniști? Eu cunoșteam bine o istorie a cum s-a ajuns ca duminica să fie, aveam argumentele la îndemână, am discutat și nu numai cu Adi pe tema zilei de odihnă. Era foarte greu de conceput ideea că mii de ani s-a greșit. Și nu intra în mintea ta lucrul acesta? Nu. Nu putea să intre în mintea mea și ceva mea. Acum, cine vine să-mi spună mie că au greșit atâția și atâția și atâția? Momentul care sâmbăta, sabatul,
e ziua de odihnă, vorbim nu de miliarde de oameni acum, vorbim de zeci de miliarde de oameni care au trăit de-a lungul timpului, ba mai mult, zeci de miliarde de oameni care și-au trăit credința într-adevăr. Sunt oameni care au avut relații cu Dumnezeu foarte profund. Vorbim de Luther, vorbim de Calvin, vorbim de reformatori americani, vorbim de, nu are sens să vorbesc, câți martiri au murit pentru credința lor, dar ei totuși credeau că duminica e ziua de odihnă. Și acum parcă părea că totul se duce la gunoi. Nu mai valorează nimic. Dacă acești oameni au crezut ceva greșit și au murit pentru acel ceva, sau cel puțin o parte din gândirea lor a fost greșită, mi-am pus întrebarea, a mai meritat? Sau a valorat ceva? Și aici am ajuns să discutăm despre, exact despre ce spunea Adi la început, despre dacă oamenii au fost credincioși, se vor mântui? Și răspunsul ăsta, răspunsul pe care mi l-a dat Adi, a fost definitoriu pentru, cum vedeam eu, întreaga istorie și asupra sabatului și asupra lucrurilor noi care nu au fost impregnate în masă sau cel puțin cunoscute pentru masă niciodată. Și chiar am ajuns să am o pace sufletească legată de lucrul ăsta, pentru că mă gândeam... Totuși, pacea sufletească vine pentru că ai ascultat niște argumente. Care a fost argumentul decisiv? Pentru că deja ne-ai povestit de ce nu încăpea în mintea ta că sabatul ar putea să intre în calcul, și mai ales când e vorba despre Biblie. Unul a fost un set de mentalitate. Cercetează și nu crede. Și al doilea a fost, de cine vrem să ascultăm? Vrem să ascultăm de Dumnezeu sau vrem să ascultăm de oameni? Aici a fost lupta minții tale. Da. Să vezi și să nu crezi, și în același timp, de cine să asculți mai degrabă? Dar ți era foarte clar până la urmă, când ți-a devenit clar că acesta este un adevăr biblic? Nu este un... Mi-a devenit clar după câteva luni bune de studiu. E foarte, foarte dificil să ajungi să spui, ok, eu fac voia lui Dumnezeu, sau cel puțin eu vreau să ascult mai mult de Dumnezeu decât de oameni, când ești înconjurat de oameni cu o credință puternică în Dumnezeu. Așa cum este familia ta. Exact. Cum sunt prietenii tăi. Eu ajungeam să neg ceva efectiv din ceea ce credeau părinții mei, niște oameni cu o credință extraordinară, din generație în generație, familie de martiri, luptători ai credinței pe timpul comunismului și înainte, și astăzi, nu încăpea să concep că acești oameni al lui Dumnezeu puteau să creadă ceva diferit de ceea ce chiar vrea Dumnezeu de la ei. Și acolo a apărut un mare conflict de gândire. Cum niște oameni atât de credincioși, totuși unele lucruri să nu facă voia lui Dumnezeu? Care a fost argumentul care te-a făcut să spui și să reconsideri până la urmă ceea ce tocmai ne spui? Până la urmă, ce s-a întâmplat? Astăzi ești un păzitor al sabatului. Deci ceva s-a întâmplat în mintea ta. Ce a folosit Dumnezeu pentru mintea ta? Că nu-mi imaginez că prietenia pentru Adi a fost în niciun caz, și nici faptul că, tocmai ne-ai spus, faci parte dintr-o familie foarte frumoasă, de oameni foarte credincioși, pe care cu niciun chip n-ai vrea să-i superi sau să-i dezamăgești. Dar înainte de a-mi răspunde, vreau să te întreb, ca să fie clarificator pentru cei de acasă, simt nevoia să aduc o informație suplimentară. De ce acest interes atât de profund pentru Dumnezeu? Pentru ce te-a pregătit familia ta? Ce și-ar dori? Și chiar tu ți-ai fi dorit să ajungi în viitor? Înainte să am tangență cu Biserica Adventistă, trecusem prin niște perioade foarte tulbure, care la un moment dat s-au potolit. Potolindu-se, începeam, eram în sfârșit de clasa, eram pe la mijlocul clasei a 11-a, adică gândeam la cariera mea, urmează clasa 12-a, toată lumea spunea, Aurel, trebuie să te decizi ce vrei să faci. Și am fost indecis, am zis la un moment dat,
dacă tot fac dreptul și devin un avocat. Asta ți-ai fi dorit să devii? Mi-aș fi dorit și după aceea mi-am spus, nu e de mine să stau 4 ani de zile într-o facultate ca după aceea poate sau nu poate să prind un loc, să devin avocat. Erau multe întrebări în mintea mea despre cum se va ajunge, cum vei trăi, ce vei câștiga și după mi-am spus, totuși, oportunități am foarte multe. Ar fi bine să devin preot. Așa te-ai gândit? M-am gândit să devin preot. Ai avut un model bun în tata? Am avut un model foarte bun în tata. E foarte dificil să fii totuși și preot și căsătorit în același timp. Tatăl meu, având 2 biserici și 6 copii, a fost foarte, foarte greu. Dar mă gândeam să fiu preot celib, să fiu călugăr, să plec ori în misiune, ori să ajung un teolog care toată ziua doar să studieze și să cerceteze. Aparent, situația actuală ți-a cam stricat planurile anterioare? Ba nu. Nu? Fiindcă chiar asta voi face în continuare. Asta mă voi duce și voi vreau să devin pastor, voi face acele ce mi-am propus, să studiez, să cercetez, să aprofundez cuvântul lui Dumnezeu, să lucrez cu oamenii, pentru că asta mi-a transmis tata totdeauna, mi-a transmis faptul că este foarte, foarte frumos să lucrez cu sufletele oamenilor și este foarte, foarte frumos să predici cuvântul lui Dumnezeu unor suflete înfometate după speranță și după credință. Hai să ne întoarcem la simulare. Așadar, după înmurirea sufletului, ne-am izbit de sabat. Da. Bun. Și când ajungi la sabat, ajungi la minoritate și majoritate. Doar nu o minoritate ar putea să aibă dreptate. De fapt, nu este bătălia între minoritate și majoritate, ci e vorba despre Biblie. Pastore, cum ați rezolvat această ecuație? A făcut apel Aurel la marele reformator Luther. El spunea, eu plus Dumnezeu formăm majoritatea. Ne-a folosit foarte mult explicația apostolului Petru dând mărturie despre Iisus, a fost împiedicat să facă lucrul ăsta și atunci Petru, mânat de Duhul Sfânt, spune Scriptura, i-a întrebat pe conducătorii religioși ai vremii, judecați voi singuri. Și asta e foarte important începutul, judecați. Funcționăm în felul ăsta, logic, rațional. Puneți în balanță și judecați Dumnezeu sau oamenii. Dumnezeu spune una, oamenii pot să spună alta. Ce alegi? Cu ce rămâi? Și dintr-o dată parcă nu mai ești minoritar. A fost important și cred că e important pentru mine ca slujitor al lui Dumnezeu în folosul oamenilor să nu sting un foc care arde. Chiar dacă arde altfel de cum aș vrea eu sau arde altfel decât ard eu. Și acolo am avut o discuție despre oamenii care au trecut în neființă fără să fi ținut sabatul zilei a 7-a. De exemplu, mi-a oferit cartea bunicului său și am citit, am fost fascinat de puterea unui om în fața pericolului imediat. În prima zi în care a fost arestat la Sighetul Marmației, când a intrat în închisoare, a spus, scria dânsul în memoriile lăsate în urmă, iată-mă în prima zi, iată-mă la începutul unui drum pentru care mă pregătisem. Și l-au așteptat de acolo încolo ani întregi de suferințe în închisorile comuniste, inclusiv experimentul Pitești. În momentul în care a văzut că l-a interesat, am văzut lucrul ăsta că îl interesează, măi, voi sunteți niște exclusiviști, toată treaba e numai la voi, noi ceilalți care am crezut sau credem altfel, n-avem nicio valoare, credința noastră e inutilă, n-am discutat în termenii ăștia. Nu. Că nu pot în felul ăsta să port o discuție. Și atunci am discutat despre frumusețea unei credințe sincere, personale, la nivelul în care cunoașterea de Dumnezeu a fost descoperită în mintea fiecărui om. Și nu se încurcă în tradiții. Da, dacă simți
că Dumnezeu îți transmite prin cuvântul Lui, nu prin argumentația mea, că eu sunt un om. Dacă vezi în Scriptură că Dumnezeu ți-ar transmite să faci un lucru, devii responsabil. Alegerea e a ta. Poți să răspunzi chemării lui Dumnezeu sau poți să rămâi așa. Și are experiențe frumoase în viața de rugăciune. S-a rugat pentru răspunsuri, s-a rugat pentru intervenții și pe măsură ce a văzut că Dumnezeu e acolo, lucrul ăsta, îmi povestea el, l-a responsabilizat să înceapă să facă ceea ce Dumnezeu a zis. Sigur, noi încercăm o simulare aici, însă simularea aceasta nu e chiar atât de reală, pentru că are doar 55 de minute la dispoziție, atât cât are emisiunea, însă câte ore v-ați întâlnit și cât ați vorbit, probabil e greu de contabilizat. Însă în urma discuțiilor și a subiectelor abordate, rând pe rând, ai primit răspunsuri și fiecare subiect s-a elucidat. Ce a urmat, îi rog pe colegii mei să ne arate puțin, niște fotografii am pregătit și iată-te aici. Unde erai? Povestește-ne puțin fotografiile. Ce făceai în fotografia asta? Ești aceasta... în biserica din Sighet. Uite, așa ajungem noi în biserica din Sighet, urmație. Fotografia aceasta este din ziua botezului. Exact în momentul în care, înainte să intru în apa botezului, care am ținut să vorbesc un pic, să spun un mesaj pentru părinții mei și pentru cei care mă cunosc, de ce fac ceea ce fac. Și de ce faci? De ce ai făcut ceea ce ai făcut? Spune-ne cum le-ai spus lor. Le-am spus că eu nu mi-am abandonat valorile pe care le-am avut din trecut. Ba mai mult, educația și ceea ce am fost format de părinții mei, de familia mea, de prietenii mei, au produs acest moment în care am ajuns să mă botez. Fie că pentru unii asta poate să semne o dezamăgire, pentru mine e un moment în care eu sunt recunoscător pentru tot ce mi s-a oferit. Îi rog pe colegii mei, în timp ce tu vorbești, să ne arate fotografiile, să rămânem în această atmosferă a botezului lui Aurel, timp în care noi continuăm să povestim. Așadar, aici ești în biserică. Da, aici spuneam acest mesaj în care îmi exprimam gratitudine. Aici e una dintre pozele în care am urcat printre primele dăți la Amvon. Aici sunt exact momentul înainte să intru în apa botezului. Dacă observați mai în detaliu, în acea poză nu e Adi. Adi a fost și aia o încercare foarte interesantă. Eu, în momentul în care m-am decis să mă botez, i-am spus lui Adi, vreau ca tu să fii pastorul care mă botez, deși nu era hirotonisit încă. I-am zis, botează-mă tu, aștept să te hirotonisești. Fix în momentul în care trebuia să mă botez, cu o zi înainte, Adi a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2. Și totul s-a dat peste cap. În ultim moment a fost chemat pastorul Ionuț Feier, care m-a botezat. Aici sunt într-o poză cu el după botez. Iar în fotografia din bazin mi se pare așa o strângere acolo a ta extraordinară. Te simțeai foarte fericit. Mă simțeam foarte fericit. Mă simțeam foarte mulțumitor lui Dumnezeu pentru faptul că am reușit să ajungem acolo, pentru că au fost probleme, au fost o zi de tensiune. Mulți oameni din biserică care au avut tangență cu Adi au lipsit. Au fost mulți oameni dragi care nu au fost acolo. Și chiar a fost un moment plin de tensiune, care în momentul acela totul s-a descărcat și s-a detensionat. Și a fost un moment fericit. Uite, am să-ți fac și eu mărturisire. Atunci când pastorul Adrian Dorgo m-a sunat și mi-a spus povestea ta, o poveste de jurnal, întrebarea mea a fost, băiatul acesta este real? Vrea să își taxeze prietenii, familia sau dimpotrivă are un mesaj pozitiv? Iar răspunsul lui Adrian a fost ăsta, da, își iubește mult familia și emisiunea de astăzi vrea să fie o recunoștință la adresa familiei lui, pentru că ei au pus bazele corecte, astfel încât aceste baze te-au apropiat mai mult de Dumnezeu și ți-au adus să accepti o lumină pe care nu știai, de care nu știai că este acolo în Biblie. Cum continuă povestea asta?
mai departe? Tatăl meu mi-a pus un principiu în minte de mult. Aurel, în politică, majoritatea nu întotdeauna are dreptate. Un principiu care m-a ghidat puternic, pentru că, spus clar, nu numai în politică funcționează. Majoritatea nu are întotdeauna dreptate. Ba chiar minoritatea de foarte multe ori apără interesele morale a ceea ce se discută. Tot parcursul meu, până la urmă, a fost un răspuns la rugăciune. Așa simți. Așa este. Tot drumul a fost un răspuns la rugăciune. Care era rugăciunea? Rugăciunea totdeauna a fost Tată, dă-mi înțelepciune și pricepere să fac voia ta, iartă-mă când îți greșesc și te laud, pentru că știu că îmi vei asculta rugăciunea. Nu am, pot să spun asta, nu pentru că merit, nu am o rugăciune care să nu fi fost ascultată. Din momentul care primul contact cu Biserica Adventistă a fost printr-o persoană, m-a învățat să mă rog, după aceea nu i-a mai dat drumul rugăciunii. Rugăciunea a fost întotdeauna împlinită și a fost împlinită mult peste. Adică, pentru că rugăciunea pare să fie cheia, nu pot să-mi rețin întrebarea. Adică, înainte, cum te rugai? Bineînțeles, mă rugam pentru repetitiv, pentru că trebuia. Nu simțeam nevoia de rugăciune nici într-un caz. Nu simțeam o nevoie pentru rugăciune. Aveam sacramentul spovezii în care îmi spuneam păcatele. Nu simțeam nevoia să le spun direct lui Dumnezeu niciodată. Mai mulțumeam și îl mai lăudam pe Dumnezeu când mă binecuvânta. În rest, îl mai blestemam când mă mai taxa. Nu a fost o parte majoră. Odată ce a devenit, am scrise pe o foaie întreagă răspunsuri la rugăciune pe care nu mi le-am putut explica niciodată și nici nu o să pot. Sunt fundamentul faptului că ceea ce am făcut a fost bine. M-ați întrebat de ce m-am botezat? Ăsta e răspunsul. Pentru că mă rugam și mi se răspundea. Dacă nu mi se răspundea, nu eram unde trebuie. Sau cel puțin nu-L vedeam pe Dumnezeu cum trebuie. O mică intervenție m-a sunat bucuros într-o sâmbătă după masa și mi-a spus: Adi, știi cât de puternică e rugăciunea și e reală? Mă bucur, spune despre ce-i vorba. Și zice el: uite, am mers la biserică, m-am așezat pe scaunul obișnuit și așteptam. E destul de prezent și nu întârzie la biserică. E printre primii. Și stam și așteptam, mă gândeam la tot felul, până când m-am gândit la ce mănânc la amiază, fiind sabat. Și am închis ochii și am făcut o rugăciune scurtă: Doamne, dacă vrei să trimiți pe cineva să mă invite la masă, mulțumesc, dacă nu, vedem, o să fie cumva. Și nici n-am terminat bine rugăciunea că a venit o persoană frumoasă din biserica din Sighet și l-a invitat la masă, fără, ei nu se cunoșteau, n-au mai vorbit până atunci, l-a invitat la masă. Și a zis: nu mi-a venit să cred, cum am încheiat rugăciunea. A și venit, fost, spus, dar de ce nu mâncai acasă? Eu stau departe de casă și sâmbăta nu vreau să mă duc cu autobuzul și nu prea sunt autobuze să ajung acasă să mănânc. E greu și transportul. Și atunci chiar că era important să nu rămâi la biserică, n-am mâncat. Era important, în primul rând, ce îmi petrec timpul, fiindcă dacă plecam acasă, foarte greu ajungeam înapoi la programul de seară, de după masă și... nu aveam neapărat ce să mănânc în oraș, nu mă duceam să cumpăr în nici într-un caz și mi s-a răspuns la rugăciune, dar important de subliniat nu e de data asta, e faptul că sunt foarte multe dăți când a fost exact la fel. Foarte multe dăți în care nu știam ce fac la prânz, mă rugasem și eram binecuvântat. Foarte multe dăți care eram după sabat, nu aveam cu ce să ajung acasă, mă rugasem și oamenii pur și simplu se opreau lângă mine. Eram în săptămâna de rugăciune și era frig afară, bine.
în Sighet, ningea puternic. Și am ieșit din biserică și am început să mă plimb prin oraș. N-am făcut 100 de metri la biserică, se oprește lângă mine un domn din biserică foarte binevoitor și întreabă: Aurel, ce faci? Zic, mă duc acasă. Zice, cu ce? Zic, nu știu. Și zice, urcă că te duc eu. Așa a fost și când eram frământat, dacă trebuie să mă botez sau nu. Așa a fost și după aceea, cu problemele care au apărut după. De cât timp ești botezat? De câte luni? Eu sunt botezat deja de 2 luni de zile. De 10 octombrie 2020 a fost botezul meu. Ce faci cu persoanele care sunt dezamăgite și poate că acum se uită la tine și spun chiar n-a convins, n-a făcut o alegere subiectivă, bazată pe îmi place mai mult biserica asta decât cea în care am crescut, vreau să taxez nu știu ce. Nu, ci am niște argumente. Ce faci cu oamenii aceștia, dragi, care... Îi iubesc ca pe mine însumi, fiindcă aia e singura soluție și singura cale prin care eu să pot să să le arăt de fapt cât de bun e Dumnezeu, prin a fi la fel de bun cu ei cum sunt oamenii din jurul meu cu mine. Dar nu puteai să rămâi și să păstrezi sabatul și concepția aceasta despre în biserica ta? Puteam, bineînțeles că puteam. Puteam să stau și să nu fie nicio problemă. Lumea să nu știe. Nici părinții, și părinții mei puteau să nu știe. Putea să nu știe nimeni. Dar când am decis să mă botez, un frate pastor, Nicola Taudber, din Germania, predicase într-o tabără și spunea în predică, zice, momentul în care Iisus îți bate la ușă, îi deschizi. Pentru că dacă nu îi deschizi, el pleacă. Și nu există nicăieri o indicație până unde poți să întinzi nota cu Iisus, până unde poți să-L ții să aștepte. Lucruri care m-a făcut să-mi fie un pic teamă și în momentul acela mi-a dat o doză de curaj să zic, ok, trebuie să mă botez. Și ba mai mult, odată ce am... Adică tu te-ai botezat din teamă? M-am botezat din... M-am botezat din teamă de a nu trăi cu Iisus. M-am botezat din teamă de a rămâne cum am fost înainte. M-am botezat din regret față de 17 ani în care nu am avut o strânsă legătură cu Dumnezeu. Mă predau. Deci la asemenea răspund, nu prea mai am ce. E un minut jumate, dar deci vreau să fac încă o oră dacă s-ar putea. Te rog, te-am întrerupt. Ideea principală este pentru oamenii care au fost dezamăgiți și care sunt pentru ce am făcut eu. Ei trebuie să înțeleagă că botezul meu nu este o declarație de răzvrătire împotriva credinței mele vechi, ci este o declarație de uniere cu Hristos, o declarație că eu îmi dedic viața Lui, o declarație care mă face responsabil să fac voia Lui Dumnezeu și să fiu chiar judecat de cei care văd că nu o voi face, dacă nu o voi face. Deci tu vrei să devii pastor? Da. Ce ziceți, pastor Adrian, de decizia aceasta de a merge spre pastorație? Și eu mă predau. Nu anticipasem în urma discuțiilor nesfârșite. La un moment dat a venit cu întrebarea asta, ce ar fi să fiu și eu pastor? Îmi pare bine că a găsit în biserică și mi-a plăcut mult cum a spus, măcar că m-am străduit foarte mult să-i arăt și fețele neplăcute ale bisericii, pentru că există. Era și un context învolburat și n-am vrut să facă nici măcar un singur pas mărunt, fără să fie conștient că în Biserica Adventistă nu sunt sfinți, ci sunt oameni păcătoși care se luptă cu problemele, duc greu lupta credinței. Și dacă e să avem biruință, o avem prin Hristos. Și atunci el îmi spune, oricum ar fi, nimeni nu o să-mi ia din mintea mea gândul că aici am întâlnit o familie. Și fiind pastor al bisericii din Sighet, dacă am
auzit că biserica din Sighet e o familie, mi-a încântat sufletul și a zis, da, vreau să merg în direcția asta, să slujesc familiei bisericii, să mă pun la dispoziția lui Dumnezeu. Și am zis, cu multă putere înainte. Concluzia. Deci, ne pregătim de concluzie. 10 secunde. Și ultimul cuvânt, da, îl lăsăm, îi aparține lui. Concluzia, și e cumva și o provocare, mi-aș dori să văd tineri la vârsta lui din biserică cu aceeași poftă de studiu al Scripturii cum am văzut la Aurel. Am crește în felul ăsta o generație de titani ai credinței. Amin. Iar exemplul lui Aurel e demonstrația faptului că se poate. Dumnezeu lucrează chiar și atunci când noi avem impresia că batem pasul pe loc. Nimeni nu-L poate ține pe loc pe Dumnezeu în lucrarea Lui pentru câștigarea oamenilor. Aurel. Concluzia mea este faptul că Dumnezeu într-adevăr bagă în traistă. Este vorba populară, Dumnezeu nu bagă în traistă, să știți că Dumnezeu bagă în traistă. Așa simți tu, în experiența ta. A băgat în traistă lucruri imposibile din punct de vedere omenesc. Așa este, el este un arhitect al sincronizărilor de situație și tot ceea ce ai trăit tu este o sincronizare perfectă și un răspuns la rugăciune de la un capăt la altul. Mult succes în continuare, Dumnezeu să te binecuvânteze și când vei intra la pastorație și vei fi la București, la Cernica, la Adventus, să vii pe la noi și să ne mai povestești. Ce zici? Este o invitație deja. Vă mulțumesc de invitație și cu siguranță voi împlini puternic această chemare. Mulțumesc încă o dată, succes la admitere. Mulțumesc pastore Adrian Dorgo, pentru faptul că m-ați sunat, că ați făcut 700 de kilometri și 100 de metri până aici la Jurnal de Credință. Drum bun la întoarcere, dragii mei, la început de drum am vrut să rezerv, Dumnezeu a rezervat o poveste de început de viață creștină. Pentru fiecare dintre noi, Dumnezeu a pregătit un drum. Să intrăm în drumul pregătit de Dumnezeu cu încredere, cu dragoste, iar experiența de astăzi să fie una motivatoare. Eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine, sănătate, un an fericit și la mulți ani!